Mamele făceau câteva analize ale situațiilor generale din casa mireasa, dar mama lui Sergiu sublinia cum se vede situația și de acasă. Întotdeauna muzica te scoate din... muzica bună te scoate din starea de... Îți crește vibe. Foi de mine. Deci... Și apoi vine legea atracției. Exact. În loc să vină către mine unul care să plânge toată ziua, vai de capul lui, adică e toxic, ce vorbeau și tinerii ăștia de relații toxice, că astea depresii, angoase, anxietăți, critici, supărări, aia, ce să fac ăla să-l tot ascult, să mă încarc și eu? Exact. Păi mai bine vin de ăștia care cântă ca și mine sau să bucură sau râd. Mă uimiți de cum arătați în casă și cum vă... Cum se vede eu afară. De afară. Este problema fiecăruia. Eu nu de pot afară să v-am văzut, nu știu, v-am văzut o femeie așa mai îngânfată, o femeie mai... Păi cred că așa se vede din afară, o nu? O femeie foarte rea, o femeie foarte, cum să zic, pe vorba mea, să o înțeleg, poate o înțelegeți, o femeie mai îngânfată, o femeie mai... Arogantă. Aparte, așa... Sunt cu ochii pe tine. Știi, așa se vede, așa. Da. Dar rest, uite, aici se vede altă atmosferă. Sunteți o femeie populară, o femeie pe gustul fiecărui, zic eu, părerea mea. Am atâția oameni la viața mea. Și toți mă adorau și în biserică. Și tot, deci nu... Da, sunteți foarte drăguță, dar de afară sunteți o femeie... Da. Vreau să se prezint o femeie acră. Da, ok. Sunteți afară. Eu așa v-am văzut. Poate și altcineva v-a văzut tot așa. A, da, sunt convinsă că am auzit că sunt multitudine de haters și vorbesc despre dar, mine. Dar, în schimb, uite că mi-am schimbat părerea despre dumneavoastră. Da, mulțumesc, dar sunt eu. Lucică știe, eu așa sunt. Da. De afară v-am văzut altfel, deci chiar sincer acum vorbesc serios. Da. Deci chiar o femeie acră v-am văzut. Dar, în schimb, uite, nu. Păi da, până nu stai cu omul ca să n-ai de unde să știi cum e caracterul și deci chiar drăguță. Mulțumesc, apreciez, Doamne ajută. Am restul, eu nu pot închide gura lumii și întotdeauna eu spun în schimb, asta. Sunteți foarte drăguță. Chiar vă apreciez. Mulțumesc. Pentru ceea ce... Mulțumesc. Ce se vede aici? Oamenii percep o situație, o persoană, un lucru în mod diferit. Și eu accept asta. Și am Dumnezeu cu fiecare. Eu nu pot să fiu atentă secundă de secundă cum percepe cineva ce spun eu sau ce fac. E problema lui. Poate că am o stăpânire de sine aparte și aia să transmită un pic așa uneori și pe mulți poate doare că nu știu ce văd, ce simt. Nu știu ce se întâmplă, dar mi-am schimbat părerea. Mulțumesc! Dar să știți că sunt tot eu, adică eu tot așa sunt și tot așa am fost. Nu, treceți la păreri. La păreri. Să vă spun părerile. Urâta? Bătrână? Nu. Păi eu spun eu părerea mea, deci eu încep... Chiar dacă, nu știu dacă ai văzut imaginile, chiar dacă Adi era să plece vinerea trecută... Da, am văzut. Eu hotărâsem să rămân în continuare. Să rămân pentru Sergiu. Da. Și pentru asta îți mulțumesc. Pentru că am promis din principiu și eu ce promit fac. Și pentru asta vreau, că am văzut că dacă nu, chiar dacă nu zi eu lângă Sergiu, ești dumneata. Da, și dar eu nu vreau să plâng. Nu vreau să plâng, dar așa zi eu mai plâng căcioasă. Eu am intrat și... aici în casă cu imaginea ta plângând. Da. Cu imaginea, deci pe bune. Eu nu pot să zic că am fost cei mai bogați, dar n-am fost nici săraci. Pentru că orice noi am vrut, noi am avut. Deci Miru nu a avut lumea la picioare. Dar Sergiu, în schimb, a fost mai năcăjit. Și pentru Sergiu am pus ceva, parcă ceva mai aparte. Și asta i-am spus și la Miruna. Să nu ai impresia că pe Sergiu îl iubesc mai mult ca pe tine. Nu, sunteți copiii mei, vă iubesc pe amândoi la fel. Dar Sergiu are ceva aparte. Pentru că Sergiu a crescut mai năcăjit. Tu ai crescut în puf. Sergiu a crescut năcăjit. Și e pe tema asta s-a dus că... Faceți diferență. Deci nu-i diferență între ei doi că îl iubesc pe Sergiu mai mult. Nu. Deci atât că Sergiu a crescut mai un copil năcăjit și Sergiu de asta e așa mai și mai atașat de mine. Pentru că noi doi, el a crescut în cazul meu, știi? Și el mi-a înțeles mie sufletul și Sergiu s-a dat așa pe partea asta a mea. Deci în orice, Sergiu, dacă stăteam un pic și mă gândeam la ceva, Sergiu știe la ce mă gândesc. Mama lui Sergiu își dorea ca doamna Maria să aibă în continuare grijă de fiul ei. Cunoști foarte bine băiatul tău, îl știi cum e și asta contează cel mai mult. De aici iasă și mai bine, poate să iese și cu o soție, înțelegi?
Îl vezi, că din ce în ce el mai fericit, mai... E fericit, îl văd, da, atâta de fericit și l-am văzut așa că e, nu știu cum, îl văd mai diferit. Și mai deja sunt, vezi, situații critice și asta, dar finalul după aia... Îl văd mai deja altfel, că el era tot timpul, tot numai cu mine, tot numai și numai și numai cu mine. Acum parcă mă bucur că nimeni chiar așa după mine. Da. Știți? Da. Asta, că tot asta am zis, că Sergiu, după cât ideea ta așa de mine și de momos, așa după mine, nu știu sau ce. Acum deja am văzut schimbarea asta așa cu Madi, că cu ei, după ei, Madi pe el, el pe ei așa, undeva mă bucură faptul. Chiar mă bucur. E perfect. Și din câte am văzut, Madi e o fată hărnicuță. Da. E o fată ce pune mâna, da, pe lucru, pe... să știe. E ordonată, e curată, e... știe să gătească. Ce vrei mai mult? Știe. Eu tot așa mi-am dorit să fie o fată, nu trebuie să fie o fată wow. O fată modestă. Așa, să fie la locul ei, pe locul ei, da, să știe să-și rânduiască treburile, să știe să facă un lucru, să-l iei de la cap la codă. Și să știe lucrul ăla de femeie. Da. Nu o fată ce stă și pipă toată ziua. Da. Și Sergiu să facă lucrul. M-a pus să stau liniștită, merg acasă, îmi fac rânduiala ce mai am de făcut. Mă duc la serviciu, eu acasă, mai departe. Trece și timpul ăsta și să sperăm și mă rog la Dumnezeu să ajungem măcar anul ăsta să facem Crăciun împreună. Ce faceți, doamna Nadia? Iar plângeți. Plâng de fiecare dată de câte ori vorbesc de Sergiu, plâng. Ori tristeți, ori bucurie, orice vorbă la duc pe Sergiu în discuție, plâng. Dar de ce simțiți să faceți treaba asta? Nu știu, așa sunt. Asta... Nu știu, inima așa... Așa e ea. Orice aș discuta despre Sergiu, orice discuție, orice îi cu lacrimi pentru Sergiu. Vă simțiți vinovată cu ceva în ceea ce privește copilăria lui? Poate? Poate și vinovată pe undeva. Și, nu știu, mă gândesc la prin toate câte am trecut sau poate chiar că-s vinovată, că nu trebuia să stau, să trecem prin atâtea. Poate sunt multe, multe întrebări la care cred că nici eu nu le-am încă la toate răspunsurile. Da, spuneți că aveți doi copii și că îi priviți puțin diferit, că întotdeauna la Sergiu vă gândiți așa cu o compasiune, pentru că copilăria lui, spre deosebire de cea a fetei, a fost diferită. Da. Vreau să vă întreb ceva. Tatăl Mirunei, da, nu s-a purtat, adică știți cum e cu o tată de-al doilea? Nu s-a purtat cum trebuie? Nu, nu-i vorba de așa ceva. De multe ori Sergiu îl prefera mai mult pe el să meargă la cumpărături. Zicea, mă duc cu tata, că așa e Sergiu, așa-i zice tată. Uh-huh. Mă duc cu tata la cumpărături, nu viu cu tine, că tu ești mai zgârcită, tata nu e așa zgârcit ca tine. Deci în unele lucruri el era mai altfel, poate eu eram mai altfel. Și n-aș putea să zic că a făcut diferență, că o fi făcută el în mintea lui. A fost cu totul altceva, dar să-mi arate mie că face diferență, nu. Dar tu ai simțit, Sergiu, că face niciodată diferență? Nu. Nu? Ok, asta nu e cea mai importantă. Nu era el atât de deschis cu copiii, că asta era firea lui. Deci el nici cu Miruna nu avea atâta... Nu era așa deschisă ca un tată să joace cu copiii sau... Noi de multe ori ne întrebam, tata nu ne-a zis niciodată că ne iubește, decât mama. Asta Miruna m-a întrebat, tata oare de ce nu spune că mă iubește? Ne auzeam cuvintele astea doar din gura mamei. Tata era și acum, e foarte reținut. Așa e firea lui. Provine dintr-o altă generație, dintr-o generație de oameni care nu-și exteriorizau verbal ce simțeau. Văd că o țineți de mână pe Madi. Bine, o țineți și pe Ioana. Acum nu știu cum să interpretez treaba asta. Sunt foarte atașată și de fată. De Dea. De ea. De Dea, da.
Nu știu, sfetele mele. Doamnă, înțeleg că vă apropiați de momentul în care o să vă despărțiți de Sergiu. Da. Vă mai las un pic, da? Și după aceea o să vă invit să vă luați la revedere.